La finalul săptămânii trecute, junioarele 2 de la LPS Slatina au susținut primul turneu semifinal, care a avut loc la Târgu Mureș. Fetele antrenate de Victor Dăbuleanu au întâlnit echipele Corona Brașov, CSS Medgidia și LPS Banatul Timișoara. Pe toate au reușit să le învingă la scor. Meciul cel mai dificil a fost cel cu Corona Brașov, o grupare destul de puternică. Corona Brașov cred eu că avea sau are o echipă foarte bună, de asemenea mai cred că noi am pregătit jocul foarte bine și fetele au reușit să pună în practică ceea ce le-am spus la ședința tehnică. Nu cred că asta este diferența de valoare între noi și Corona. Cred că noi suntem mai pregătiți ca ei, dar probabil ei au prins o zi mai proastă, noi o zi mai bună și am mers împreună, spun eu, la turneul semifinal 2 și noi și Corona Brașov. Antrenorul slatinan a reușit să le motiveze pe elevele sale într-un mod cu totul și cu totul inedit. Deviza pe care le-am spus-o eu și pe care cred că ele trebuie să o aibă tot timpul dacă vor să ajungă sportivă a fost următoarea, spun eu. Dacă mama e în teren, trecem peste ea ca tancul. Dacă la sfârșitul jocului mai trăiește, o ducem la spital. Dacă nu, din păcate, asta este, o ducem în altă parte. Trebuie să înțeleagă că este foarte, foarte important să aibă această răutate, agresivitate pe care eu cred că le-am impregnat-o la momentul actual și cred de asemenea că numai altfel pot să facă sport de performanță. Săptămâna aceasta, juniorele vor avea același program de antrenamente, dar unele mai ușoare, urmând ca săptămâna viitoare să pregătească turneul semifinal 2.